Bună seara, bine v-am găsit la ultima zi din cadrul Festivalului Internațional de Poezie Ion Mălăran, unde avem onoarea de a lansa antologia de poezie, Dragă Poezie, coordonată și îngrijită de domnul Viorel Marineasa, pe care îl avem și în seara asta alături de noi. Și alături de el avem pe Robert Șerban, Claudiu Comartin și Marcel Tolcea. Și da, mulțumesc foarte mult că ați venit și chiar prinde bine că ziua de azi a fost foarte mult despre Mălăran. Am avut și turul din tramvai și chiar mă bucur că putem continua discuția de acolo aici. Da, mulțumesc pentru aplau, cum care e sigur. Aplaudă. Nu, e bine. Aș vrea să încep printr-o precizare, să zicem, tehnică. Ca să nu existe ambiguități, una făcută pentru istoria literaturii care o mai fi după noi. Acest volum pe care îl vedeți are mica lui istorie, nu e complicată, poate că au fost niște confuzii așa în ultimele săptămâni, dar care, zic eu, s-au clarificat pentru totdeauna și în primul rând important este că a apărut această carte la o mare editură, la lui Ion Mălăran, și mă gândesc că e o dreptate care îi se face după atâta și atâta timp. În 2 decembrie 1993 trebuia să mă întâlnesc cu Ion Mălăran, după ce, acum nu mai știu exact, m-am întâlnit în prealabil în 30 noiembrie sau chiar în 1 decembrie, stabilind... Și Mona era acolo? Nu. Alba Iulia a fost Mona. Nu, în Apul. Cum să nu? Da. Veți polemiza ulterior. Microfonul era dumneavoastră. Da. Și asta am făcut. Ne-am întâlnit stând, cred că, mai avusese loc de alte întâlniri, dar asta era una decisivă, stând de vorbă vreo 2-3 ore, 3 ore precis. Și luând poem cu poem, ordinea lor, ce, unde aveam mici controverse ortografice, de punctuație, punctuația fiind laxă la poemele lui. Și a fost totul ok. Zic, hai să ne mai vedem o dată, adică el a zis, să ne mai vedem o dată pe 2 decembrie. Și urma să o hotărâm, iarăși avea o mică controversă ortografică, nu, pentru că Mono stăpânea perfect, îmi pare rău să o spun, dar cred că mai ortografia o stăpânea mai bine decât 90% probabil dintre studenții de la filologie, de la litere, de acum. Păi îmi pare rău pentru țară, nu pentru așa. Și era ok, deci un poem pe care am vrut să-l vrem sau am vrut să-l scoată. Asta mai era în discuție. Primesc un telefon de la cine? De la
Costinaș. Un om ciudat, așa, Costinaș, îți spunea de obicei direct lucrurile aici. Mi-a zis ceva așa, un termen dur, dar totuși ambigu. Ceva, păi, gata, s-a dus, s-a terminat cu mâna, ceva în genul ăsta. Zic, da, zic, întârzie, da, iar a terminat. Bă, tu nu înțelegi că a murit. Și asta a fost. Volumul avea să apară în ianuarie 1994. Era un volum, cum zic, stabilit la literă de iet, deci fără nimic altceva. Și mă gândeam, tipărind, editând următoarele două volume, cred că ne-ar fi dat cu ele în cap. Pentru că ajunsesem locus periculus la un perfecționism, zic, așa, extraordinar. Mutatis mutandis, aș face o apropiere, de ce zice Ion Negoițescu despre postumele lui Eminescu. Volumele 2 și 3, de fapt, sunt mai postume decât volumul, decât locus periculus, prin faptul că el nu și-ar fi dat, cred eu, niciodată girul să apară. Ele sunt magmatice, sunt pline de tensiune, așa cum e și la Eminescu acel strat plutonic din postume și zona neptunică din Antume, care chipurile ar fi fost acea zonă calmată de Titu Maiorescu și de oamenii junini. Dar sunt convins că poezia lui ar fi fost mult mai sărac fără aceste două volume. Cel de-al doilea volum se bazează pe o serie de manuscrise și dactilograme pe care ne le-a pus la dispoziție familia. Așa a apărut ca un vagabond în 96, ca un vagabond într-o flanelă roșie, iar un pic mai târziu, un pic destul mai târziu, în 2009, am primit tot din partea familiei o tranșă consistentă, la care nu mai speram, nu mai așteptam, de poeme, la care am lucrat cu regretatul Daniel Vighi, bunul nostru prieten și al meu și al meu. A apărut și acest volum, ecou, parcă a fost un pic mai larg decât la celelalte. Și în 2013 a reunit toate aceste trei volume într-o ediție, într-un volum intitulat Dragă poezie, Tudor Crețu, sub auspiciile Bibliotecii Județene Sorin Titel din Timiș, cu acordul familiei, bineînțeles. Cred că a făcut un lucru foarte bun și circulația poeziilor lui a crescut prin această operațiune. În 2019
editura Brumar a preluat, de fapt, cred că la editura Brumar a apărut și la volumul din 2013, tehnoredactare, toată povestea, tot aranjamentul. Precizez din cele trei volume lucrate anterior. Și acesta a fost un lucru bun, pentru că totul s-a desfășurat pe fondul festivalului Ion Monoran, care se declanșase, și o serie de poeți tineri, dar și cei consacrați au putut să vadă că Ion Monoran nu e o simplă poveste, ci că un tip cu insurgent în poezie și în gesturi e un poet adevărat. S-a evit această ocazie în anul ăsta și tot, e vorba tot de familia Monoran, mi-a încredințat mie această sarcină de a mă ocupa de volumul Dragă Poezie. Dragă Poezie, așa se intitulează o postumă a lui Monoran. Tudor Crețu a preluat titlul în volumul pe care l-am menționat. Ca să nu existe tot felul de încurcături, eu aș fi vrut să-l schimb, dar Oana Monoran a ținut la acest titlu, care este foarte frumos, un titlu care aparține în primul rând lui Monoran și după aceea e și ideea lui Tudor. Deci asta s-a întâmplat, am reluat, n-am lucrat pe volumul Dragă Poezie a apărut la Brumar, și am lucrat pe cele trei volume pe care le-am scos, două dintre ele eu singur anterior, și pe al treilea am lucrat împreună cu Daniel Vighi. Și a ieșit acest volum la o editură care are o difuzare mai largă. Nu trebuie să ne ferim de asemenea împrejurări. Sper să nu aibă multe scăpări, multe inadvertențe. Am îmbogățit substanțial și acea notă, nu e mai o notă, deja e un tabel bio-bibliografic din care se pot înțelege o serie de lucruri despre evoluția poeziei sale și despre receptarea sa. Iată, am un volum, am citit de el din el în tramvai acum. Iată cum se deschide ciclul. Este un caiet, nici nu știu cum să-i spun, cum ai spus, Claudiu, un dosar consacrat subteranei literare a Timișoarei, pentru că Mono nu a fost o apariție solitară. Cei care vor vorbi mai după aia vor spune poate și asta. S-a și scris deja despre acest lucru. E consacrat subteranei literare, deci undergroundului timișorean. Și literatura subteranei în anii 80, cazul Timișoara, apare, începe cu Ion Monoran, Dragă Poezie, aici. Aș citi, ca să nu mă mai lungesc, că m-am lungit oricum, aș citi să nu mai dai la
lăsăm pe mai târziu. Îl lăsăm pe mai târziu și... Da, da. Avem aici, în acest dosar, un dicționar de poeți uvrieri, am zis. După aceea mai apare un dicționar de prestatori de serviciu. Dicționarul de poeți uvrieri începe cu Ion Munuran, managerul subteranei. Astea ne-am făcut, aceste caracterizări, le-am făcut împreună cu Daniel în anul 1998. Poet caloriferist, a oprit tramvaiele în Piața Traian la Revoluție. A spălat țevi, a cârțuit și a pus robinete la nenumărați colegi de generație literară. Îi plăcea să adeste prin cârcium pentru a culege sintaxa de pe buzele umezite ale bețivilor. Ce-i mai plăcea? Să-și râde de cenzură, scriind, nu plânge, nu plânge, ce naiba e prima zi de 7-a anului, adică Sfântul Ion, știind că poate tovarășii nu-s foarte atenți la Sfântul Ion. Se prepare zacuscă, se prăjească ouă cu cartofi, tot trâncănind despre Republica lui Platon. Ca focis de încălzire centrală, îi plăcea să citească Autăboa în subsolul nișunând de șobolan și cu tremura de orgațebilor, să recite deci din Rimbaud și din Bacovia, ori să-și bată poemele la o mașină arhaică, marca Edison, pe un birou improvizat din patru cărămizi, în timp ce colegul său din tura precedentă, răpus de băutură, urcăia cu fața la perete, în mirosul acru de cebap și de resturi de mâncare. Iar apoi, și asta e un pasaj dezvoltat ulterior, în casa prăbușită dicensian a lui Bata Constantinovici, să dirigeze o orchestră imaginară ce cântă un Tchaikovsky prepurat de sonuri din Phoenix. Eu sunt poate cel mai puțin în măsură să vorbesc despre Ion Munuran, dar o să încerc. Ion Munuran, iată, 70 de ani de la naștere, peste câteva săptămâni se vor împlini 71, 30 de ani de când nu mai este, am vârsta la care Ion Munuran a murit. L-am citit la 20 și ceva de ani în niște ediții, mă rog, ediții. Erau niște xeroxuri, prietenii mei timișoreni mi-au furnizat, fiindcă nu mai se găseau nici locus periucundus, nici ca un vagabond, niște xeroxuri ale acestor cărți. Ele circulau. Munuran era ceva mai mult decât o legendă. Dar pentru generația mea a fost multă vreme, cel puțin până pe la 2010-2013, când la eu însumi, respectiv antologia Dragă Poezie, o legendă. Acum, discuția este în ce măsură legenda asta a ocultat poezia și cum felul în care va fi receptat. Mi se pare că istoria literară și critica literară, atât cât mai sunt ele în România de astăzi, au o mare datorie față de... O datorie pe care nu au... Iarăși, suntem... Da. Păi credeam că numai în tramvai e problema asta. O datorie pe care nu și-au plătit-o la timp și poate că antologia asta apărută la o mare editură va fi un prilej de recuperare, de receptare solidă, mi-e greu să spun integrală, a poeziei lui Ion Munuran, o poezie nu foarte întinsă din a ceea ce ne-a lăsat, până la urmă, nu? 250 de pagini e destul de puțin pentru 20 de ani de poezie, deci avem de-a face cu un poet care a fost foarte atent cu ceea ce a lăsat, care a fost gata?
care a fost, dincolo de orice, un risipitor. Mi se pare că el a fost un risipitor. Cum sunt în general poeții care au, care au profilul ăsta pe care l-are Monoran? Eu că am avut ghinionul să nu-l cunosc, ghinionul biografic de a nu-l cunoaște, dar norocul de a-l cunoaște doar prin poezia lui, așa că nu sunt în niciun fel subiectiv, fiindcă l-aș fi cunoscut și fiindcă aș fi sub impresia puternică a omului. Despre om am auzit și citit multe de la cei care l-au cunoscut, dar necunoscându-l nu sunt niciun fel marcat de întâlnirea cu el, așa că pot spune că Ion Monoran rămâne o efigie a poetului, a managerului subteranei, a unui copil colosal, cum spunea Doru Bătoiu, a unui adolescent perpetu, fiindcă și în ultimele poeme din această carte și în poemele scrise probabil în ultimii ani de viață, mi se pare că este discursul unui poet foarte tânăr, foarte vitalist, de o directețe pe care nu o întâlnești decât la puțin poeți din generația lui, chiar dacă el este un poet marginal, un poet excentric în cadrul poveștii astea cu obzecismul. Mi se pare că timpul îi dă dreptate și timpul e de partea lui Monoran. Sunt poeți care au fost au ocupat primele poziții din punct de vedere al felului în care au fost receptați și așezați în canonul vremii, care în ultimul deceniu sunt uitați, aproape uitați, în timp ce Ion Monoran mi se pare că de la un deceniu la altul crește. Și asta e un lucru important. Faptul că cartea asta apare la Humanitas are și o parte bună și o parte rea. Sigur că apare la o mare editură, dar e o editură care nu e cunoscută în deoseb prin volumele de poezie pe care le publică. Humanitasul publică foarte puțină poezie și numai poezia a unora care sunt deja întru totul afirmați și confirmați. Blandiana, Cărtărescu, ce-au mai publicat? Mircea Ivănescu. Mircea Ivănescu, da, să spunem. Dar a fost mai degrabă o excepție. Așa încât mi se pare că cititorii învederați de poezie nu se vor îndrepta neapărat către cititorii care sunt fanatici de poezie, se duc mai ales spre edituri mai micuțe. Dar cartea asta are șansa să fie cunoscută în sfârșit de un public mai larg. Adică să iasă puțin din zonele astea, din bulele noastre de fanatici ai poeziei. Un poet care vine dinspre acționismul bănățean, e un poet acționist în tot și mai, dacă e să ne duce mai înapoi, e un poet, cum arătam și în evenimentul pe care l-am avut joi la Fundația Art Encounters, un poet care vine dinspre Brecht, dinspre poetica brechtiană și dinspre acea urgență, acea alarmă a lui Brecht al anilor 30-40, care mi se pare că a fost împreună cu Gottfried Benn unul dintre cei doi poli ai poeziei scrise în limba germană, în interbelic și imediat după al doilea război mondial. Un poet în același timp în care găsești și niște urme, găsești niște ecouri dinspre o tradiție sud-americană de poezie angajată, de poezie militantă. E acolo și Neruda. Nu știu în ce măsură îl citiți, cred că îl citise destul de bine. El are și un poem în care îi ia la oaltă pe Brecht și pe Neruda, sau chiar pe Nicanor Parra. Dar până la urmă lucrurile astea nu au foarte mare importanță, fiindcă noi știm că toate aceste influențe uneori sunt subreptice, uneori sunt subversive. Iar dacă vorbim despre Monoran, vorbim despre subversivitate, vorbim despre insurgență, vorbim despre un om care nu a lăsat de la el, care nu a apucat să fie slinos. Dimpotrivă, și-a păstrat profilul ăsta etic intact și nu vreau să mă refer la povestea cu Revoluția și cu ce s-a întâmplat în 89, se vorbește îndeajuns de mult despre asta, dar trebuie să spun că e un efect și e doar o parte a figurii acestui poet insurgent, faptul că a oprit tramvaiele și că în acel moment de tulburare a fost acela dintre niște sute de oameni care să facă un gest, un gest decisiv. Și asta e foarte important, fiindcă în poezia lui Monoran este un om al gesturilor decisive. Și în poemul care dă titlul acestei cărți, această prezentare, autoprezentare,
E ca un, ca un CV, ca o autoprezentare, cum se făceau cândva. Și în alte poeme în care e foarte direct, e acroșant față de sistem, față de ceea ce este ideologic. Un poet de stânga, eu cred că e un poet de stânga, nu știu dacă are foarte mare importanță asta, dar e, trebuie spus că e un poet uvrier, adică n-avea cum să fie altceva. Și unul care vine dinspre Brecht nu poate fi decât un poet de stânga. Și un poet umanitarist, în sensul ăsta e un poet de stânga. E un poet care are un tip de iubire de aproapele, un tip de iubire fierbinte pentru cel de lângă, care se simte în vocea lui, uneori îngroșată, alteori mai sensibiloasă, mai lirică, dar întotdeauna băiețească și fără înconjururi. Un poet foarte mișto, pe care îl citesc de vreo 15-17 ani deja cu aceeași plăcere și recitesc cu aceeași plăcere și pe care sper ca și cei mai tineri să descopere, fiindcă până la urmă asta cred că contează. Deși văd că tinerii de ieri n-au mai venit și azi, dar cine știe, poate că le-o pica în cap la un moment dat de prin vreo raft cartea lui Bonoran. Ascultându-l pe Comartin, ascultându-l pe Comartin adineaori, e pentru prima dată când mă gândesc dacă nu cumva eu mă număr printre cei profund influențați de omul Monoran. Pentru că, uite, mi-amintesc, am avut N întâlniri, unele cu exagerări, cu alcool, cum mai știu eu ce, nu vorbeam despre poezie. Eu nu știam că el este un atât de bun poet. De exemplu, nici n-auzisem de celebra introducere în poezia lui Sergi Orșoro, da? Cu care Monoran, mă rog, mi-a explicat el atunci, nu știu ce, aveam alte subiecte. O dădea cadou celor care scriau bine. Se cumpărase vreo 50 de exemplare de librăria. Așa, așa. De vinil Zefin. Și când vedea un poet care promitea și că citește asta, îi dădea un search for... Da, uite, ne-am amintit de un episod în care, cum necum, am tras o presie strașnică împreună cu Ion Monoran și Petru Creția. Cu Monoran vorbeam destul de des despre filozofie, mai ales despre Platon, și am avut cu Petru Creția noaptea aia, că era vorba despre celebra integrală, nu? Noica Creția, traducere din Platon. Ore în șir am disecat Banchetul lui Platon, dar mai ales mitul androginului pe care, după cum știm, Aristofan îl pune în discuție. Cum ziceam, despre poezie mai puțin. Adversarul Cera, un om profund nemulțumit, un om care avea o trăire autentică, nu e nimic jucat la el, nu e o mască a unui poet care se dădea mare. El era un om care suferea profund, un om care avea angoase puternice, un om pe care singurătatea l-a strunit tot timpul și moartea i-a fost totdeauna un partener de pimpo, că noi știm despre ce e vorba. Citiți-l, o să vedeți. Foliarzii sunt, de regulă, așa. Da, da. Nu. Citiți-l să vedeți ce tare e. Citiți-l. Foliarzii ăștia. Da, Dumnezeu să-l țină viu pe Mono și ține viu prin poezie. Mulțumesc! Eu aș
așa, am reflex să mă ridic în picioare ca să văd lumea care nu e atentă. Că așa cum nu vă văd și nu-mi dau seama dacă mă urmăriți. Eu aștept ziua în care te vei ridica în urmă. Să merg pe chestia asta. E aici poetul Ioghin Marinel, care fiind Ioghin, el vine prin levitație, trece prin, pe lângă ferestrele cenaclului lor și din când în când se uită ce poetese. Vreau să facem cu, nu cu inspirația lui, nu cu răsări, cu expirația ușor. Eu am fost Ioghin într-o viață ulterioară. Și mă gândeam acum câteva zile la ce ar trebui să spun, că după aia am zis, nu mă mai gândesc, că dacă mă gândesc la ce să spun, când o să vorbesc, o să mă gândesc la ce m-am gândit că o să spun. Și din pricina asta am oprit acest flux, dar ideea totuși am păstrat-o. Știți ce senzație am de câte ori am citit Herta Müller? Am senzația aia că în tot ce a scris Herta Müller e un icnet al unui om căruia nu i s-o fura viața de regim. I-o dat în loc ceva împuțit. Că dacă nu m-ați fură viața regimul, ar fi destul de ușor. Ți-o înlocuiești cu alta, ești într-o altă, faci un fel de contract civic. Însă regimul nu făcea doar atât. Nu-ți fura numai viața. Îți dădea, îți spunea, uite, cu căcatul ăsta trebuie să te umpli. Cu rahatul ăsta împuțit și să îi strici viața unui om înainte de 18 ani și să i-o strâmbi și să nu-l mai lași să dea admitere și să îl duci la diribau și să faci asta, orice ai face ulterior, nu mai poți să fii baudelarian, rimbaldian, în sensul moase tenotră și așa mai departe. De ce? Pentru că nu mai ai cerneala de scris decât cu viața ta. Tu scrii cu aia, cu limfa aia, cu smârcurile alea pe care ți le-au dat ei. El nu scrie poezie, în opinia mea. El scrie niște manifeste despre cum ăștia mi-au dat ceva să duc. De aici vine, Claudiu spunea foarte bine, o directețe. Mono e unul dintre poeții care are distanța cea mai mică între gând și cuvânt. Nu are, el nu merge la Arad prin Stockholm. El merge la Arad din Timișoara, fix în Arad, care e aici. Hic et nunc. Despare metafora, da, sau când apare metafora, de fapt e un bășcău, nu o bășcălie, e un bășcău, pentru că versurile lui sunt de fapt parodii și la ceea ce e poezia. Toată poezia pe care a scris-o el atunci a fost de fapt un manifest anti-70-ist sau anti-60-ist, în sensul că, deși părea o poezie care se spun, se gândește la propriul destin, sunt atât de multe ironii, sunt atât de multe trimiteri, atât de multe citări și tot ceea ce face el este să se construiască, în opinia mea, un fel de text în care se pur și simplu se zidește. Pentru că dacă ar vrea să facă poezie, el ar vrea să placă. Ar vrea să uimească. Ori el face asta ca să nu nebunească. Pentru că asta, ai zis, excelent. Spre deosebire de lunediști, el vrea să... Să fie. Să fie. Nu, da. Să... nu să pară. Nu să uimească. Bine, nu toți lunediști. Nu toți. Ăștia de marți nu erau așa. Madi Marin, sigur că da. Madi e foarte apropiată de Madi Marin. Și ca mod de viață, și ca atitudine, și curățenie. Nu, Coșovei nu. Madi Marin, cred că e singura care... și Virgil Mazilescu, deși Mazilescu, comportamental vorbind, era din gașca lor, însă din poezie el era
în afara, da, oricărei generații, în opinia mea, este tulburător. E unul dintre cei mai mari nedreptățiți poeți ai României. Nici nu știi cum se spui. Acolo Șerban Forță îmi zicea, când cineceam la el și îmi zicea, când o să scrii un final de vers în care nu o să mai fie niciun ictus, cum este, dar printre marile roți ale timpului și printre marile roți ale timpului, o să fii poet. N-am reușit încă, dar asta trebuie să o citești cu întăcere, poezia lui Mazilescu. Spusă dintr-o dată nu e nimic. Dacă nu știți să spui, și mai ales când citesc actorii, este ferească Dumnezeu să citească un actor textele, că vine să te sinucizi și, sigur, fără să crezi în reîncarnare. Aici e problema. Bun. Mă întorc la Mono. El s-a zidit în povestea asta, în propriul lui text, care e un text polemic cu realitatea, e un text polemic cu existența, și în același timp este un text în care mai are singura speranță. De ce n-a scris manifeste? Pentru că scriind poezie, în opinia mea, m-am gândit de multe ori la lucrul ăsta, a dat șansa cuvântului să fie viu. În poezie cuvântul e viu. Dacă ești poet, dacă ești chestor de silabe, poți să scrii 50 de milioane de vagoane de poezii, pentru că tot mort rămâne. A scris pentru că în poezie cuvântul este viu și oricât, în sensul arghezian al cuvântului, oricâtă urăciune a lumii era, în asta te trezești că dintr-o dată cuvintele alea vin spre tine și îți dau așa un fel de pumn în piept și se spună, măi, vezi că astea vin spre tine. Nu sunt lucruri care sunt frumoase, nu sunt lucruri care ne plac, nu sunt ale mele dulci, nimicurile socoteați de preț. Nu. Sunt viață și aici este, în opinia mea, definiția fundamentală a poeziei de acest tip autobiografic. Atunci când autobiograficul se aduce în adâncimea ființei tale, în așa fel încât nu mai poți vorbi decât cu tine însuți, atunci aia este poezie. Păi, în sensul ăsta a coborât în infernul lui, din care a scăpat descriindu-l. E enorm de multă capacitate de a săpa, de a te duce dincolo de asta. Ia uite, Marcel, nu sunt un întunecat, dar am un suflet întotdeauna pregătit pentru naufragi. Minunat. Scrie Vio spunea la un moment dat că nu e sigur că i-ar fi plăcut să publice volumul ăla al doilea sau al treilea. Omul care a zădărnicit publicarea lui înainte de 1989 am fost eu. Eram la editura Facla și i-am propus lui Almăjan să-l scoatem pe Ion Monoran. Și Almăjan mi-a zis, îl scoatem dacă accepți să fii redactor, știi povestea. Și i-am povestit-o și lui Robert în carte. Dacă accepți să fii redactor unui locuitor din Caraș, care scria poezie, mi-a spus, poet care era din Caraș. Și am zis, ok, facem târgul ăsta. Și pentru că pe vremea respectivă la toate editurile din România aveau tot felul de cuvinte tabu și imbecilitatea era teribilă. De pildă, în România nu aveai voie, personajul nu avea voie să vină acasă cu o pungă goală. Pentru că însemna că nu erau mărfuri în oraș. N-aveai voie să spui cuvântul burghez. N-aveai voie... erau vreo sute de cuvinte care... Biserică, zeu... Biserică, da. Cimitir, da. Satul.
Prostul satul era din Scornicești, dar erau și în alte sate. Din păcate, era plină lumea de scorniceșteni. Și îi spun lui Mono, zic, băi, trebuie să scoatem asta cu noaptea burgheză. Zic, cartea se ducea așa, de la mine, se ducea la redactorul șef, la directorul editurii, la Consiliul de Educație Socialistă și Cultură. Zic, e posibil să scape versul ăsta și de Dorcescu și de Almăjan, ajunge la Consiliul de Cultură și nu că îți va cere să renunți la asta. Va spune că e o carte periculoasă și îți va opri cartea. Eu i-am spus asta ca un târgoveț. Numai că Monu nu era târgoveț. Mi-a zis, sau apare așa, sau nu apare deloc. Și n-a apărut deloc. Ne-am certat. I-a spus, băi, ești prost? Zic, cum să pentru un vers? Zic, știi cât Florin Mugur, câte sute de versuri odată asta? Tu știi lui Nino Stratan? Eu eram dintr-o dată avocat, judecător, procuror, ca să... Na. Zic, tu știi câte ai dat afară? Și m-a zis, citesc, pentru că am o memorie foarte bună. Nu mă interesează. Nu-l interesa. N-am înțeles chestia asta. Eu chiar nu înțelegeam. Eu găsesc mereu, mai mă cer cu Dorete, cu prietenul meu, el ne spune că găsesc la fiecare câte ceva care să îmi placă și chiar dacă... Păi, i-a spus Mono, hai să voi povesti. A doua oară m-am certat cu el când o dat titlul Locus Periocundus. Și am spus, măi Ioane, tu nu ești pe citate din astea latinești. Nu ești cu sintagme din astea. Măi, tu ai o poezie care nu are nimic cu expresia asta Locus Periocundus. Este un modus foarte periocundus de a da acest titlu Locus Periocundus. Și... mi-a zis nu. Și a treia oară ne-am certat o dată urât de tot la Crivaia, când ne-am certat pe următoarea idee. Eram ce partidul ne-a lăsat și securitatea să fim noi așa underground, numai ca să că știa pe tot și ne-a provocat ca să fim noi înșine. Adică cu voia partidului s-au făcut ceea ce e foarte interesant. Numai că, spunând asta, au fost niște lucruri atunci, în timpurile alea, în care, din când în când, nu puteai să-i pui ăla din fața ta, să-i pui degetul în piept, când trebuia să mănânci chestii turcești. Și te făceai că nu puteai să fandai, nu știu, dar era important să știe că nu se poate, că nu facem toți, că nu stăm și îi spunem. Ei bine, el a fost unul dintre puțini, foarte puțini oameni, cred că singurul, care nu a dat înapoi de la nimic în a dori să publice. Are și un poem extraordinar, sunt convins că nu o să... publicați textul ăsta. De ce? Pentru că noi trăiam într-o iluzie profund greșită, că intrând în tipar o să avem tot felul de lucruri, coroana, lucirea deasupra capului marului nostru nombrilism, că toți suntem care suntem în sala asta, suntem niște nombriliști. Uitați-vă bine care ăștia care scrieți. Că vrem toți, avem trufie. Nu a avut trufie. Nu uiți și la buricele celorlalți. Atomiții făceau așa. Te uiți la buricele degetelor. N-a avut această trufie și n-a vrut să trăiască în iluzia că publicând, că intrând în paradigma poetică. Era de stânga pentru că, de pildă, știu foarte multe discuții. Cel mai tare m-a enervat dintre prietenii mei de atunci, poeți, William Totoc, care îmi dădea
să citesc Mukács, de pildă, și să văd ce e cu stânga. Și îmi vorbea de Brecht. Pe Brecht l-am urât atunci, nici acum nu reușesc să am. De ce? Pentru că Brecht era o formă că se poate face literatură de pe pozițiile alea. Ceea tot tâmpenie. Brecht a fost în primul rând pentru mine, citind ulterior, și un mare poet. Adică are de o poezie de o profunzime și de o elementaritate. Dar nu despre asta e vorba. Acțiunsgrupe avea un lucru pe care Mono nu-l dezvolta în sens doctrinar. Acțiunsgrupe vrea să impună o poezie de stânga, o artă de stânga, în vreme ce Mono nu voia să îi se intre în intimitatea lui și să îi împută ființa. Ceea ce, în opinia mea, e un proiect mai important. Pentru că el n-a fost propagandist. El n-a vrut să spună că lumea poate fi mântuită cu Noul Testament sau foarte Noul Testament al artei mele. El a vrut să spună atât. Asta e ființa mea și de aici nu plec. Cam atât. E greu să scrii poeme despre muncitori. Eu justific pe Marcel, uite ce zice Mono în finalul unui poem. E greu să scrii poeme despre muncitori, e greu să scrii poeme despre semenii tăi. Proletcultismul trebuie să dispară. Proletcultismul și poezia cu pete de ulei. Eu totuși, Mono era de dreapta, deci eu l-am cunoscut în anii 90, radical de dreapta, anticomunist. Adică era și aici, nu știu, l-am citit, mie nu mi se pare că scrie dinăuntru tânge, adică nu simt asta. E un proletar care scrie poezie și un umanitarist care scrie. Da, că era un muncitor sărac, dar... Revolta mai degrabă decât acceptarea, adică împotriva poveștii pe care o trăia. Da. Mai ales că eu l-am cunoscut, era radical, nu era, nu? Doru. Altă chestie care trebuie spusă. Dom'le, niciunul dintre toți pe care eu i-am știut, dă, că nu m-am enervat acum. Dacă nu m-am enervat, pe Jean Florescu-ți era chiar. Eu, când am intrat la universitate, am venit cu chestii de Bow, de Rambow. Adică pentru mine poezia era o chestie de capul meu, Baudelaire. La rue assourdissante autour de moi, le cuvânt, acolo. Putare și vin în facultate și dau de Mircea Bârsilă, frate sau... Cum fusese dirigintea și A rezolvat să nu termin bacalaureatul cu 10, mi-a dat un 9. Și... Ceea ce mi-a marcat... Aș fi fost rector la Politehnică. Mircea Bârsilă, care e un foarte bun cunoscător de poezie al generației 80, cartea lui se vede, Mircea Bârsilă mi-a spus la un moment dat, zice, hai să vezi ce înseamnă poezia, du-te, când vii la Cenaclu, vorbește cu Mono. Păi de la mine, de la litere, dintre cei care scriau poezie, niciunul nu știa nici a 10-a parte din ce știa Mono. Dar nu că știa. În facultate, ce înveți? În facultate înveți pentru examen și înveți cuvinte. Când știi, încerci să vezi poezia, înveți pe dinăuntru. O auzi. El era egrasiat de poezie și de asta. Adică stătea în poezie cum alții stau în ploaie. Ca prostul. Adică, bă, frate, nu voia să plece din poezia aia. Aia stătea continuu. Câți? Eu n-am știut pe nimeni dintre ăștia de la mine, de la facultate. Uite, și Nelu Crăciun, fiertate, era, a făcut facultate de litere, filologia. Habar n-aveau profesori câte poezie știa el. De ce? Pentru că nu era un entomolog. Nu voia să știe poezie ca să știe câte aripi, câte piciorușe are gâza anumită poezioară. Nu. El o înțelegea dinăuntru, o practica. Era un yoghin practicant, ca Marinel.
Da, că asta, asta am zis, ca să, ca să ne lămurim cum era cu faptul că era, așa zis, diletant. Era un deletant, ca să, așa cum e deletant istoricul comunismului românesc, așa era diletantul în, în, în poezie, între ghilimele. Și foarte frumoasă expresia asta, să înveți poezia pe dinăuntru. Da, da, așa e. Să zic. Dacă o să vă achiziționați volumul, sigur că am bun simț și nu o să vă scriu nimic, o să vă scrie Oana Monoran pe volum, o dedicație. Oana, care s-a ocupat enorm de mult, m-a ajutat foarte mult la toată această poveste. Da, Oana. Thank you.